Deci, ce sunt aceste persoane indigo? Și de ce se numesc indigo? Au primit denumirea de indigo deoarece aura lor emană, pentru cei care au clar viziune, reflecții albastre indigo. Iar unii copii indigo la naștere chiar ar putea avea o tentă a pielii lor puțin albăstruie, care mai apoi în timp se normalizează. Aceste persoane indigo sunt de fapt hibriți, sunt hibriți și sunt pe trei categorii. Indigo de tip 1, care sunt primii care au venit și pe această planetă, dar și pe aspectele superioare ale Terei, deci înainte de a fi formată Terra, pe Tara. Pentru implementarea în rețea a potențialului de ADN cu 48 de catene din ordinul și soarele de smarald. Ei sunt în general lucrători în rețea, în rețelele planetare. Ei vin, se încarnează în forme umane. Iar rolul lor este de a implementa, de a integra în rețelele planetare încripția de ADN de 48 de catene. Cei mai mulți dintre ei au semnat contracte, deci nu contracte la Consiliul de Încarnare ăsta 3D și al regresivilor, dar contracte de la nivele superioare, în care și-a dat consimțământul să vină în dimensiuni mai joase pentru implementarea potențialului de ADN de 48 de catene. Astfel încât sufletele care vin în manifestare, în dimensiuni mai joase, să aibă posibilitatea de reîntoarcere. De reîntoarcere, dar și de dezvoltare a potențialului de 48 de catene, de ADN. Acest potențial este oferit chiar și ființelor care nu au venit din dimensiuni superioare, li se oferă acest potențial pe care și-l pot lua din rețeaua planetară. Și mulți dintre acești indigo de tip 1 au semnat contract ei cât sunt încarnați să nu fie conștienți adică să nu își aducă aminte de acest contract. Din motive de securitate. Din motive de securitate. Deoarece, așa cum știm, în dimensiunile joase, prin intermediul inteligenței artificiale și a tehnologiilor pe care regresivile dețin, îți pot citi mintea. Iar dacă tu, un corp încarnat, îți știi misiunea, ești citit și atunci o să facă tot posibilul să te elimine. Din acest motiv, cei mai mulți, indigo de tip 1, tip 2 și chiar tip 3, aleg să nu aibă memoria acestui contract. Din motive de securitate. Alții știu, cei care se
se consideră destul de puternici sau au de, mai ales indigo de tip 2, care au de făcut transmisii de informație, care fac cursuri, care fac prezentări, live-uri, și care rolul lor este de a informa populația, de a aduce informație. Ei știu, dar știu, cum să zic, li se dă informația, nu au informația toată de la bun început, dar puțin câte puțin, astfel încât să nu li se citească, să nu li se citească misiunea, inscripția de dinainte. Deci, progresiv li se activează anumite coduri și informații, progresiv. Și apoi ei dau aceste informații tot progresiv. Și tot din motive de securitate. Nu ai, nu știi de la bun început toată informația, tot pachetul informațional, dar se dă puțin câte puțin. Deci, indigo de tip 1, ei au venit pentru implementarea rețeaua planetară, acest potențial de ADN de 48 de catene, pus la dispoziția tuturor celor care doresc să-și dezvolte acest potențial de 48 de catene și să acceseze planuri superioare, existențiale, dar și celor care au venit din aceste planuri superioare pentru a se reîntoarce de acolo de unde au venit, ca o scară. Prima lor venire a fost acum aproximativ 550 de milioane în termeni terestri, 550 de milioane de ani în urmă s-a început această misiune. Apoi au venit, au fost trimiși hibrizii indigo de tip 2, care aceștia, și ei lucrează și ei în rețea, dar ei sunt mai mult transmițători, receptori și transmițători de informație. Așa cum am zis. Deci ei au această misiune de informare a populației și de au rol și de vindecători, da? Adică pot face au îndemână tehnici, energetice, lucrează cu umanii, îi ajută, facilitează, transmută transformări personale, vindecări, grupuri, migrează grupuri de suflete cu care lucrează. Iar acești indigo de tip 2 pe planeta noastră, adică aici pe Terra, au început să vină. Indigo de tip 1 au început să apară în dimensiunea noastră de prin 1950, în jur de 1950. Apoi au venit indigo de tip 2, hibrizi de tip 2, prin 1970, în jur de 1970-1980. Și apoi au început să vină, au fost trimiși indigo de tip 3, care au cea mai grea misiune, cea mai dificilă misiune. Indigo de tip 3, hibrizi de tip 3. Așa, deci, indigo de tip 2, ei au venit să implementeze un potențial de ADN de 24 de catene. Iar apoi, indigo de tip 3, misiunea lor, ei vin, se încarnează într-un singur corp două identități diferite. Două specii diferite.
într-un singur corp fizic, se încarnează un uman angelic care are potențial de ADN de 12 catene și un nefelim, o ființă decăzută, ori reptilian, ori draconian, ori insectoid, cenușii mai rar, nu prea cenușii, au ei alte metode despre care o să vorbesc. Deci se încarnează un orafim. Orafim se numesc acești umani angelici care au potențial de, ei vin cu potențial de ADN 12 catene, umanul angelic, și o identitate de nefelim, de căzută, care ei au un ADN de la 2 la 11 catene, dar sunt reversate codurile în structura ADN-ului lor. Și atunci, și e pe bază de contract din domeniile superioare. Adică orafimul coboară în dimensiunile joase, în 3D, găzduind un nefelim pentru a ajuta nefelimul să își recupereze, să își corecteze codurile inversate de influențele metatronice și de influențele acestei înfloriri negre, cum se zice, acest black goo, această infestare din universul fantomă și din universul decăzut și din sistemul de găuri negre. Deci, ei au o misiune foarte, foarte grea, Indigo de tip 3. Pe bază de contract, două identități într-un singur trup, pentru a ajuta la bioregeneza ADN-ului ființelor decăzute, dar care aleg calea de bioregeneză, de regeneza ADN-ului, care doresc să se reîntoarcă la sursă. Pentru că ce se întâmplă? Dacă tu nu ai complet setul de 12 catene, sunt doar 11 și acestea sunt inversate, reversate, tu nu mai ai conexiune cu sursa primordială. Și nemai având conexiune cu sursa primordială, tu ești un vampir energetic. Ai nevoie de alimentare, de lumină, de energie, de la alte ființe și de la alte sisteme. Problema e că atâta timp cât te alimentezi de la alții, ok, dar când nu mai ai sursă de alimentare, tu începi să te autovampirizezi. Și îți consumi întreg quantumul, iar apoi ajungi la implozie. Praf stelar. Și sunt ființe care ei au ales, da, dintre reptilieni, dintre draconieni, insectoizi și alte specii regresive, care ei au ales, au ales această cale de bioregeneza ADN-ului lor pentru a se putea reîntoarce, pentru a-și vindeca potențialul genetic, a-și activa 12-a catenă și a se reîntoarce în planurile creației eterne. Dar este un proces. Deci, se încheie contract. E pe bază de contract. Orafimul zice ok. Din dragostea lui nemăsurată, pentru că în momentul în care tu ai activat acest ADN de 12 catene și ești conectat la sursă, în care este un sistem deschis, prin care primești și dai, suntem în conexiune cu sursa, în comunicare cu sursa, primim și oferim, primim și oferim.
E un flux continuu. Nu există e un flux continuu în care ești alimentat continuu, în care ești în cum se zice, în armonie cu sursa și cu tot ceea ce este. Nimeni nu vampirizează pe nimeni. Dar suntem într-un flux continuu de schimb de energie. Oferim și primim, oferim și primim. Aici, noi, în 3D, suntem în flux închis. Da? E și structura câmpului nostru electromagnetic cu forma lui de măr. Lipsește partea de deasupra, care ar fi conexiunea la sursă, trinitatea. Și de-aia suntem în dualitate. Suntem în dualitate. E sistem închis în care energia se reciclează, nu există schimb, nu există când scap acum cuvântul, în fine, o să-mi vină, și da, acest sistem închis nu poate funcționa la nesfârșit doar pe baza vampirizării altor sisteme și altor ființe. La un moment dat se consumă. Bun. Deci, revin din nou la Orafim. La indigo de tip 3, Orafim și Nefelim. Deci, într-o singură identitate de ego, sunt două suflete care vin fiecare cu un pachet de ADN. Orafimul cu 12 catene, Nefelimul cu 11 catene, 10 sau 11 catene, dar care sunt reversate, inversate. Iar rolul Orafimului este să integreze Nefelimul. Iar când acest lucru se va întâmpla, potențialul de ADN devine 24 de catene, adică 12 de la Orafim și încă 12 de la Nefelimul integrat, transmutat. Și atunci el devine un indigo de tip 2. Deci, când ai ADN începând de la 2 până la 11 catene, 10-11 catene, iar codurile sunt reversate, îți lipsește a 12-a catenă cristică, tu nu mai ai capacitatea de transmutare, transmigrare la nivel celular, celulară. Și ești blocat, ei sunt blocați. Ești blocat la un anumit nivel dimensional, nu ai conexiune la sursă, iar finalul este implozia până la urmă, pentru că sufletele încep să se trezească din ce în ce mai mult și își anulează consimțămintele date conștient sau inconștient de a mai alimenta acest tip de ființe și sistemele lor. Bun. Deci, au o misiune indigo de tip 3 foarte, foarte dificilă. Pentru că există un conflict interior, un război interior teribil între Nefelimul din interior, din interiorul lor și între Angelicul din interiorul lor. Dar războiul nu este din partea Angelicului, dar din partea Nefelimului, care
de foarte multe ori se revoltă. Sau dorește să iasă din identitatea corpului respectivă, deoarece frecvențele pe care le deține angelicul sunt puternice și deranjante pentru nefelim, și atunci va începe să atace angelicul, va începe să atace și corpul fizic pentru a-l distruge. Pentru că prin moartea corpului fizic, el gândindu-se că se va elibera. Iar indigo de tip 3 îi poți recunoaște în general ca și cum ar fi două ființe diferite. Odată e ca și cum ar fi cea mai minunată persoană, cea mai luminoasă, cea mai bună, cea mai de treabă, și apoi să se schimbe total la 180 de grade, să fie foarte agresivă, să fie foarte impulsivă, să facă atacuri de nervi, de furie, de violență. În general, indigo de tip 3 sunt bipolari tocmai datorită faptului că aceste două identități locuiesc într-un singur corp. Și apare acest fenomen de bipolar, pe care ei o consideră medicina de astăzi afecțiune psihică, dar de fapt cauzele sunt altele, cauzele spirituale. De asemenea, fiind bipolar, este foarte greu să-ți găsești identitatea, pentru că ei nu mai știu, se simt foarte derutați. Dar cine sunt eu până la urmă? Adică într-o zi se simt foarte, foarte bine, sunt foarte, foarte high, și apoi următoarea zi sunt în depresie, sunt violent, sunt agresiv, au accese de furie, descărcări emoționale dramatice. Dar e nefelimul care are aceste descărcări dramatice. Nefelimul care el nu știe să își gestioneze stările emoționale. Și atunci are comportament agresiv. Ca și copiii mici, când nu-i convine ceva sau când se simte nedreptățit sau reacționează agresiv și impulsiv. Da? Se creează un război intern. De asemenea, comportamente self-destructive, autodestructive. Care mai apoi, în perioada adolescenței, în perioada maturității, se poate reflecta în consum de alcool, narcotice, pentru ca un tip de escapism, da? Din aceste stări, din acest tumult intern de amorțire a emoțiilor intense pe care ei le simt. De asemenea, pot experimenta dureri cronice, care tot sunt provocate de prezența acestui nefelim. Deoarece în dorința lui de a ieși, dorește să distrugă corpul fizic. Și atunci apar și dereglări biochimice la nivel de corp fizic. Și pot apărea acele afecțiuni autoimune. Afecțiunile autoimune de cele mai multe ori sunt cauzate de sunt regăsite foarte des în persoanele indigo de tip 3, în care tu te ataci pe tine, știi? Sistemul tău imunitar nu mai recunoaște cine este dușmanul și cine este prietenul.
tocmai datorită acestui conflict intern între două identități, două seturi de ADN diferite. Și se creează dezechilibre hormonale, dezechilibre biochimice. De asemenea, mulți dintre cei care au acest deficit de atenție, da, ADHD-ul, sunt foarte, foarte energici, deoarece primesc foarte mult din partea angelică, primește foarte, foarte mult quantum energetic din domeniile superioare. Problema la ei este că nu pot împământa. Este foarte, de obicei sunt foarte, nu sunt împământați și nu pot împământa aceste frecvențe superioare, iar corpul lor și mintea lor devine foarte, foarte agitată. E foarte multă energie. Foarte multă energie care nu este împământată, nu este integrată și nu este folosită corespunzător. Au tendințe impulsive. De asemenea, nefelimul poate fi atacat de către alte ființe din conștiința lui, din familia lui. De exemplu, dacă e reptilian, alți reptilieni care ei nu au aderat la această bioregeneză, să îl atace și să facă tot posibilul această bioregeneză să nu aibă loc, să îl împiedice. Deci există și acest lucru, și acest aspect. Să zicem, chiar dacă nefelimul cooperează cu angelicul, pentru că sunt la un moment dat, adică mai ales cu maturizarea persoanei, identității, ego-ului, să apară această colaborare între angelic și nefelim, în care sunt foarte conștienți, ok, colaborăm. Colaborăm împreună să ducem la capăt acest contract. Deci nefelimul să nu atace angelicul, dar să fie atacat de către rudele lui, care nu doresc ca acest nefelim să își finalizeze bioregeneza și îl atacă. De asemenea, indigo de tip 3, ei dețin chei de la porți stelare atât superioare cât și din domeniile cu minus. Deci ei pot circula cu ușurință atât în domeniile superioare cât și în domeniile inferioare cu minus, datorită nefelimului care are aceste chei, pentru corectarea codurilor inversate din aceste porți stelare din domeniile inferioare. Și atunci ar putea apărea în momentul în care el coboară în domenii inferioare prin anumite porți stelare să fie foarte atacat sau să îi se pună anumite, cum se zice, taguri, un tip de implanturi, un tip de dispozitive prin care tu apoi ești reperat, ești detectat oriunde ai fi, pentru că ele pulsează, trimit ca un emisător. Iar cei din domeniile joase te pot detecta unde ești și să te atace. Să aibă loc atacuri psihotronice. E o misiune foarte, foarte grea. Deci, aceste atacuri de la alte colective decăzute, persoanele indigo de tip 3 au, în general, fascinație
către tot ceea ce înseamnă mister, da? Mistere de astea întunecate. Mister. Învăluite în mister și în tot ceea ce ține de întuneric, de asemenea. Magie, tarot, explorarea domeniilor misterioase, poate filme horror, de asemenea, să fie atrase de filme de groază. Și, în general, în copilăria lor pot părea, adică sunt mai multe cazuri, în copilăria lor să fie ca și cum ar fi niște îngerași și apoi crescând să devină foarte agresive, adică de partea de obicei se activează ADN-ul de nefelim inițial. Pentru că e trupul fizic care e pe frecvențe joase. Și apoi, începând cam de la din adolescență sau după 22 de ani, să se activeze angelicul, ADN-ul de 12 catene. Sau să fie invers, să se activeze angelicul în perioada copilăriei și apoi se activează nefelimul în perioada pubertății și apoi în adolescență. Depinde acum, pentru că fiecare este unic. Depinde de codificarea ADN-urilor cu care au venit. Dar cu siguranță, un orafim îl putem recunoaște după faptul că este bipolar. Ăsta este un semn. Și aceste tendințe impulsive, agresive, sunt foarte bun la matematică, la științe, pentru că e partea de nefelim care operează pe partea stângă a creierului. Deci ei pot fi foarte buni la științe, tehnologie, deci ce ține de matematică, științe, tehnologie. Deci ei au această misiune foarte, foarte grea pentru că partea de nefelim deține foarte multe distorsiuni în ADN-ul lui. Foarte, foarte multe coduri metatronice inversate și foarte multă infestare. Și de obicei, adică acest contract merge pe mai multe vieți. Nu prea se rezolvă într-o singură viață. Depinde acum. De exemplu, în această viață, dacă voi ați mai fost și în alte vieți împreună, adică mă refer la cei care s-ar putea identifica ca fiind indigo de tip 3, s-ar putea în această viață doar să fie doar pe o perioadă de câțiva ani și apoi să îl integrezi. Dar vei simți când vei integra nefilimul. Vei ști cu siguranță. Pentru că nu va mai exista acea bipolaritate. Ești centrat, ești echilibrat, ești în armonie cu totul, ești pe neutralitate, ești pe acea maturitate spirituală. Adică nu mai ai acele ieșiri și acele oscilații de la foarte înalt la foarte jos. Aceste oscilații și de stări emoționale și mentale și comportamentale. Iar în cazuri grave, pentru că nefelimul va încerca în unele cazuri să ia în stăpânire angelicul, să îl domine, să îl consume. Și se poate întâmpla asta, adică ADN-ul angelic să devină și el infestat, să înceapă să ruleze coduri inversate și să-și piardă conexiunea la sursă. Atunci, posibil, identitatea respectivă care deține aceste două suflete să-și încheie procesul de manifestare, de încarnare,
pentru a continua în altă viață. De-aia mulți orafi, mulți indigo de tip 3, posibil să moară de tineri, pentru că atunci când angelicul simte că își pierde coeficientul de lumină vie din ce în ce mai mult, trimite semnal și zice gata, stop, nu merge mai departe pentru că sunt în pericol de investare și de reversare a codurilor angelice. Și atunci se pune stop pentru a nu se ajunge aici și continuă apoi în altă viață. Continuă apoi în altă încarnare acest contract, până când va fi integrat. Ce se întâmplă? Pentru că îți poți pune întrebarea, băi, dar de ce nu anulează contractul? Să zică, gata, nu mai vreau, dau afară pe Nefelim. Ființele astea care vin cu acest potențial, cel puțin, de obicei, vin cu cel puțin un potențial de 12 catene, ei pot fi maestri ascensionați, ei pot fi, pot veni din domeniile foarte, foarte înalte, rishi, ei pot fi cei care ei deja au trecut prin acest proces de ascensiune, au finalizat și au finalizat ascensiunea, au trecut prin toate domeniile, da, până au ajuns în domeniile nu știu cum să le zic, manifestate ale sursei, dar manifestate în domenii foarte, foarte înalte, în care ești doar energie imaculată. Imaculată. Și vii să ajuți, pentru că tu deja ai parcurs acest proces și știi ce ai de făcut. Bineînțeles, când ajungem aici, situația e foarte, foarte dificilă, da? În acest corp 3D, foarte limitat, din foarte multe puncte de vedere. Și de-aia angelicul foarte, foarte rar renunță la contract. De obicei nu renunță. Va continua până când va integra și până când va ajuta aceste specii care doresc să participe la bioregeneză, la bioregeneza ADN-ului. Deci a nu fi confundat, pentru că s-ar putea confunda un indigo de tip 3 cu o persoană care este interferată sau posedată de o entitate. E cu totul altceva. Chiar dacă ar putea părea că e similară situația, nu e. Chestia cu posesiile sunt contracte din alte vieți, din alte încarnări. E altă chestie acolo. Sunt chestii karmice, altă situație în care entitatea care posedă sufletul respectiv încalcă liberul arbitru al sufletului sau sunt contracte în alte vieți. Contracte karmice. O altă problemă cu care se confruntă indigo de tip 3, conexiunea la sinele lor superior. Pentru că existând două identități diferite, la care sine superior tu te conectezi? La sinele superior al angelicului sau la sinele superior al nevelimului? Și aici cad foarte mulți în capcană. Pentru că ei cred că primesc informații sau ghidare de la sinele lor superior, dar ar putea veni de la sinele superior Nefelim, al Nefelimului, și care nu ar constitui cea mai bună ghidare. Și aici e necesar să dobândești
acel discernământ în care să-ți dai seama dacă tu simți că ai fi o persoană indigo de tip 3, cam de la care, adică să te întrebi de la care sine superior vin această informație și această ghidare sau acest flux de informații. Încă să înveți să discerni. Și e ok, adică, cum să zic, că ar putea exista, ei ar putea comunica cu ambii sine superior, da? Dacă știi să-i menții în echilibru. Pentru că sinele superior al nefelimului, de exemplu, te-ar putea ajuta în chestii practice în viața ta, dar ar putea să își bată joc de tine, puțin, să-ți dea informații false, să te ducă pe căi greșite. Pentru că asta e natura lor, înțelegi? Adică ei până și integrează catena asta de 2, da, în ADN, această catenă a 12-a, asta e natura lor. Să mintă, să înșele, să distorsioneze, să fie agresivi, să fie răzbunători, să nu-și controleze emoțiile, să nu-și controleze apucăturile, stările, agresivitatea. Pentru că mulți dintre acest tip de indigo 3 pot deveni foarte, foarte violenți dacă partea de nefelim a acaparat partea angelică. Foarte agresivi, adică chiar periculoși dacă nefelimul a acaparat angelicul. Dacă e scăpată situația de sub control. Și e foarte important pentru o parte angelică să mențină coeficientul de lumină vie. E foarte important să se ajungă la o colaborare între părți. Adică, dacă tu conștientizezi că, pentru că indigo de tip 3, ei au și abilități de clar simțire, clar viziune, pot avea vise lucide, pot călători în astral, da? Deci pot fi foarte, foarte empatici, să absorbă emoțiile celor din jur, dar ei nu știu să le proceseze. E foarte important să învețe să le proceseze, să învețe să recunoască care sunt ale mele, care le-am preluat de la alții, da? Pentru că poate deveni foarte, foarte dificil să prelucreze atât de multă informație, pentru că creierul lor funcționează total diferit decât al unui uman obișnuit. Și datorită nefelimului, dar și datorită angelicului, ei au antene. Și nefelimul are antenele lui conectate în domeniile în domeniile joase, de frecvențe joase, angelicul în domenii de frecvențe înalte, să capteze foarte multă informație, dar care ar putea fi foarte contrastantă, da? Pentru că vin din două direcții, lumina și întunericul, iar ei sunt chemați, au contract să integreze lumina și întunericul din ei, care sunt foarte, adică la nivele foarte, foarte contrastante. Și în momentul în care tu, și de obicei ei când ajung la maturitate și încep să te informeze, să citească, să practice meditații, tehnici de purificare emoțională, mentală și să colaboreze. Adică tu să fii conștient ce nevoi are nefelimul din mine și ce nevoi are angelicul din mine. Pentru că ei pot avea gusturi diferite la mâncare, la îmbrăcat, la persoane. Angelicului să-i placă o anumită persoană, da? Adică să simți o atracție față de o anumită persoană și nefelimul să fie agreo, nu, ce-i cu asta? Și tu ești derutat, adică identitatea care încorporează cele două suflete, dar ce e asta? Adică într-un fel îmi place și după aia în alt fel parcă urăsc această persoană. Știi? Adică apar contradictorii, gânduri și stări emoționale
concomitente. Și e foarte, foarte derutant că zici, o iau razna. Dar cine mai sunt eu până la urmă? Ori așa, ori așa. Și de-aia e bine să fie informați indigo de tip 3. Pentru că ei sunt, ei fac un serviciu imens umanității. Dar nu numai umanității, dar foarte, foarte multor colective. Pentru că ei când reușesc să integreze angelicul cu nefelimul și creează acel șablon, acea încripție, acea încripție, da, e la dispoziția și altor colective de regresivi pentru a se alinia la acest nou șablon creat, la aceste nouă coduri. Adică e un serviciu adus creației înseși și colectivelor decăzute care doresc să se reîntoarcă, care doresc să să se reîntoarcă la sursă. Însă e foarte, foarte dificil. Pentru că ei, cum să zic, mai ales dacă sunt, vin în familie, ei de obicei ce aleg? Ei își aleg părinți, bineînțeles. Și își aleg părinți, unul dintre ei să aibă potențial cristic în ADN-ul lor, iar celălalt de nefelim. Deci ori mama are coeficient cristic în ADN-ul ei, de angelic, iar tatăl de nefelim, reptilian, draconian, etc. Deci ei vin în familii de genul, pentru că au nevoie de aceste două tipuri de ADN. Iar dacă, pentru că ei vin oricum, adică nefelimul ei, ADN-ul lui e foarte, foarte încărcat, mai preiau și de la părinți încărcătura de distorsiuni din ADN-ul mamei și al tatălui. Deci încărcătura e foarte puternică. Foarte multă muncă au de efectuat, dragi de ei. Deci au de prelucrat și ceea ce au preluat de la părinți. Nu numai că au nefelimul, au și de la ambii părinți. Însă ei vin în acest tip de familie, iar dacă ei nu au susținerea familiei, a mamei, a tatălui, să li se ofere o educație, o creștere, un mediu ambient armonios, în care să se simtă iubiți, să se simtă protejați, e o problemă mare atunci. E și mai dificil pentru ei. Pentru că dacă ar exista acest mediu armonios în familie și în perioada copilăriei, se pot colabora foarte frumos apoi, când se mai maturizează nefelimul cu angelicul. Chiar dacă o să treacă prin tot felul de provocări de la alte colective regresive care vor dori să atace nefelimul care a luat decizia de bioregeneză, vor reuși să treacă cu succes această integrare. Deci, mare atenție, cei care aveți copii orafim, indigo de tip 3, de fapt, nu doar orafim, indigo de tip 3, care îi dețin ambele tipuri de ADN. Deci, conexiunea cu natura e foarte importantă, hidratarea, o alimentație corectă, de lucrat foarte mult pe corpul mental, corpul emoțional, gestionarea stărilor interioare, adică zici, bă, asta de unde vine? De la partea de nefelim, ok, hai să vedem cum gestionăm, cum ne împăcăm, cum împac părțile din mine, aceste două părți, astfel încât să nu mai fie în conflict. Ce dorește partea de nefelim? Ce dorește angelicul? Știi, observatorul care e pe neutralitate, știi, și privește detașat și în compasiune aceste două părți, concomitent, și nevoile lor. Și cum se aducă pacea, da, între, și armonia între aceste două părți. De asemenea, indigo de tip 3 sunt foarte sensibili la sunete puternice și la lumină puternică. Ei au nevoie neapărat
de spațiul propriu în care ei acolo să se izoleze o oră pe zi, două ore, cât au ei nevoie să fie ei cu ei înșiși și să fie lăsați în pace, în care să-și pună ei muzica lor de relaxare sau să citească o carte sau pur și simplu să facă nimic, să stea întinși în pat și să se odihnească sau să nu fie deranjați. Pentru că își recuperează energiile în acest mod. E foarte important să-ți creezi acest spațiu care e al tău, doar al tău, nu-i deranjați. Nu-i forțați să facă chestii care nu vor să facă, pentru că devin agresivi. Multă iubire și compasiune și răbdare, pentru că aici e și o lecție importantă pentru părinții copiilor de Indigo tip 3. Răbdarea, compasiunea, iubirea. Pentru că angelicul din ei vor ajuta și părinții. Și părintele care are coduri distorsionate prin prezența lui. Adică e ajutat nu doar nefelimul, dar și linia genetică la nivele mai mari. La nivele mai ample. Și e necesar să ne schimbăm optica. Și mai ales părinții, da? Optica în care ne educăm copiii, în care îi privim, în care îi creștem, în care le oferim dragostea noastră, protecția noastră, o educație emulată pe nevoile lor personale și unice. Pentru că ei sunt diferiți. Creierul lor funcționează cu totul altfel. Și nu-i putem băga în cutiuțe, în cutiuțele societății, în care copilul trebuie să facă aia, să fie așa, 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 să urmeze niște norme exacte. Nu, nu e pentru ei. Nu. Mai degrabă, ei face școala online, acasă, dacă la școală nu se simte bine sau se simte că este atacat de alți copii sau nu se simte siguranță, mai bine să facă școala online, acasă, pentru siguranța lui și pentru liniștea lui. Pentru că ei funcționează diferit și e necesar să înțelegem acest lucru. Și vor veni din ce în ce mai mulți indigo de tip 3. Nu sunt foarte mulți, să știți. La ora actuală, cred că maxim 3 milioane pe planetă, dar vor veni și alții. Pentru că misiunea e foarte, foarte grea. Foarte grea. Adică angelicul e necesar să fie foarte puternic pentru a susține nefelimul. Da, uite, sport, le prinde foarte bine sportul, le prinde foarte bine conexiunea cu natura, atenție la alimentație, de exemplu, grădinăritul, să aibă plante, să învețe, cum să zic, adică această chestie de responsabilitate, nefelimul, să învețe să devină o persoană responsabilă, un animal de companie, floricele sau grădină de care să aibă grijă și să le planteze, munca cu pământul. Și e foarte importantă împământarea. Ei nu sunt împământați. Și e foarte importantă împământarea lor. Cumva ca și cum acest nefelim, ca și cum angelicul este un părinte pentru nefelim, care e ca un copil care necesită să crească, să se maturizeze și care are ieșirile lui, are impulsivitățile lui, are emoțiile lui pe care nu știe să le gestioneze și poate deveni autodistructiv, destructiv. Deci, e o misiune foarte, foarte grea pentru ei. Și e necesar să fie susținuți și să aibă compasiunea noastră și înțelegerea noastră.
Și e necesar și pentru ei să învețe să... Bineînțeles, dacă sunt mici, nu le spui de când încă nu sunt maturi, din punct de vedere cognitiv, să le spui că vezi că în tine e un nefelim și e un angelic, sub nicio formă. Doar când sunt destul de maturi să înțeleagă aceste concepte și care îi va ajuta această conștientizare. Adică dacă tu ești o persoană matură și te identifici ca fiind indigo de tip 3, să zici, băi, în mine și asta și asta, ok, cel puțin știi ce am de făcut și cel puțin înțeleg acum de ce aceste porniri din mine. Ba foarte angelice, ba foarte draconiene sau reptiliene sau drăcoase. Știi? Și atunci știi cum să gestionezi, știi, să aduci acest echilibru. Și mulți orafim când finalizează contractele, adică a avut loc integrarea, mai iau pe cineva în câmpuri, încă un nefelim sau mai mulți sunt care găzduiesc mai mulți nefelim, maestri ascensionați, care sunt încarnați. E acest hosting, da? De care gardienii așhaiani din îl numesc Crystal River Host. Acest fluviu, gazdă, de fapt sunt niște ființe de o stare energetică imaculată, care ele își oferă câmpul lor unificat. Își oferă câmpul lor unificat pentru că ele dețin acolo, sunt frecvențe din câmpuri foarte, foarte înalte, frecvențe ale sursei, factorul cristic, și care găzduiesc colective și colective care aderă la acest fluviu și cu care eu lucrez. Și care tu, Nicoleta, l-ai pictat anul trecut. L-ai văzut. Cu toate că nu-ți pusesem de așa ceva, tu l-ai văzut. Și m-a visat și Amalia că i-am zis, asta cred că acum 2 ani sau, nu, anul trecut, că i-am zis, uite, și am arătat fluviul. Aici merg sufletele cu care eu lucrez. Atunci nu știam de Crystal de River Host și adică denumirea. Sinele meu etern știe ce are de făcut. Așa cum am zis, se activează ușor, ușor și informații, nu vine totul. Părțile conștiente de aici, nu, din motive de securitate, nu ți se dă totul, toată informația, tot pachetul informațional, dar vine ușor, ușor. Pentru că așa e cel mai bine și e necesar să fii și pregătit să faci găzduiri de colective întregi, dar cu cât, de exemplu, tu dacă ai venit cu un orafim 12 catene și un nefelim 11 și ai reușit integrarea, deja ai căpătat un potențial de 24 de catene și tot așa, și apoi găzduiești și mai multe, ai această putere și această capacitate de a găzdui mai mulți nefelini. Munca e foarte grea. Este extraordinar de grea. Dar aceste ființe din aceste domenii superioare iubesc atât de mult creația și ordinul se numește Ordinul Paliador, în care s-a făcut promisiunea că nu va fi lăsat niciun suflet să se piardă, niciun suflet care cere ajutor, care cere să se reîntoarcă acasă, nu va fi lăsat să se piardă, să meargă la implozii sau un praf stelar, dar va fi ajutat. Când ajuns tu să soliciți acest lucru. Și e o muncă, e muncă. Și este un proces progresiv, care are loc în etape. Nu e că așa, gata, s-a activat și... Da, te aliniezi și începe bioregeneza ADN-ului, vindecări și foarte multe alte activări. Deci, iar apoi când tu ai devenit din indigo 3, ai devenit indigo 2 și poți deveni și indigo 1, apoi lucrezi doar la rețele, adică poți lucra ca și gazdă,
pentru suflete și în același timp poți lucra și la rețele. La rețelele planetare, multidimensionale. E foarte importantă și alimentația indigo de tip 3, să fie foarte atenți la zahăr. Pentru că zahărul distorsionează, produce dezechilibri în ADN. Doar zahăr natural care provine din fructe. Nu zahăr, nu dulciuri. Se produc dezechilibre la nivel de ADN. Zahărul este metatronic. Inversează codurile. Nu degeaba se zice că zahărul e al ăluia cu coarne, știi, care te ademenește, știi, cu aca de aua. Deci hidratare, împământare, foarte important de asemenea să nu uit, exercițiile de respirație, de respirație conștientă. Respirația, acolo unde simt că sunt blocaje sau anumite atacuri sau respirația e foarte importantă și terapiile energetice pe corp emoțional, pe corp mental, bineînțeles, și terapiile la nivel de corp de plasmă. Cine dorește, cei care au auzit chemarea s-au aliniat deja în aceste două grupuri pe care le conduc, cei care vă doriți pot crea o listă de așteptare când o să creez un alt grup în care lucrăm pe bioregeneza corpului de plasmă cu diferite tehnici. Acest proces de bioregeneză va dura 900 de ani. Este pus la dispoziție aceste coduri cristice pentru toate sufletele care doresc să se reîntoarcă acasă. 900 de ani în care există, adică se oferă această șansă. Da. Deci e important pentru indigo de tip 3 să lucreze foarte conștient cu ei, să aibă grijă de alimentație, nu alcool, nu droguri, sport, respirații conștiente, terapii cu sunet, cu lumină, cu culoare, să aibă spațiul lor liniștit în care să stea ei cu ei, să nu fie deranjați, să nu fie agasați, iritați, provocați, astfel încât să aibă loc integrarea, pentru că aduc un serviciu imens, așa cum am zis, creației. Aduc un serviciu imens și la nivel planetar, și la nivel de sistem solar, și la nivel de galaxie, și la nivel de univers. Deci asta în legătură cu indigo, cu persoanele indigo. Așa, Ana, zici, dar ce facem atunci când nu avem momentan resurse financiare să le oferim copiilor propriul lor spațiu și multe alte ce doresc să nu meargă la școală? Măi, dar e necesar să detectezi dacă e indigo tip 3. Pentru că, v-am zis, procentajul totuși nu e foarte mare de indigo de tip 3. Cine vrea să meargă la școală? Păi îi place școala. Să-mi spuneți și mie dacă este un copil căruia să-i placă școala și mai ales așa cum sistemul actual este distorsionat și care ar trebui actualizat pe nevoile noilor tipuri de copii, noilor tipuri de suflete care vin pe planetă. Important este, fiți atenți, de ce vă zic eu, părinții să lucreze cu ei? Pentru că ei, voi, le oferiți, dacă voi lucrați cu voi, să vă purificați voi ADN-ul vostru de toate distorsiunile, îi ajutați și pe ei. Copiii nu au nevoie de cadouri, de chestii scumpe, de multe jucării. E prezența voastră, e iubirea voastră. E importantă pentru ei. E sănătatea energetică pe care voi o emanați către ei.
și sentimentul de siguranță și de protecție pe care îl oferiți, starea voastră internă. Dacă tu ești haotic, dacă tu ești nervos, dacă tu nu ești centrat, nu ești în stare de prezență, nu ești în stare de echilibru, tu îi transmiți copilului orice cadouri ai face și nu știu câte camere ar avea la dispoziție, degeaba. Pentru că tu îi transmiți aceste stări interne, îl influențezi, îl poți îmbolnăvi doar cu ceea ce există în câmpurile tale. Vă puteți îmbolnăvi copiii, sincer vă zic. Pentru că ei absorb. Ei încă sunt în câmpurile voastre. Și mai ales relația cu mama, e cordonul umbilical energetic prin care au loc transmisii de la mamă la copii. Cu cât mama lucrează mai mult cu ea, cu cât își transmută acele distorsiuni și le corectează, își ajută și copilul. Nu e vorba despre bani. Nu e vorba despre sume mari. Și e necesar de avut, de comunicat cu copilul. Pentru că dacă tu îi comunici cu iubire, cu calm, în liniște, el va înțelege. Poate e necesar să meargă la școală, da? Adică dacă nu sunt cazuri în care el este agresat la școală, în care pur și simplu mersul la școală îi creează traumă și să-l ții acasă, să-i faci online, și mai ales în Anglia știu că există ajutor în acest sens pentru școala online, pentru situații speciale. Știu sigur că există acest ajutor în care vin, ei verifică, stau de vorbă cu tine și cunosc cazuri. Ana. Și e gratis, nu plătești. Adică se poate, nu e vorba de bani, înțelegi? Unde ajungi să faci niște... să cauți, știi? Să cauți aceste resurse pe care statul din Anglia le oferă pentru situațiile mai speciale, mai dificile. Știu că se poate, sunt, știu. Da? Deci nu neapărat, nu se rezumă totul la bani până la urmă, ok. Dar și faptul că ai anumite blocaje financiare denotă blocaje interne. Pentru că totul este energie. Și cu cât suntem mai focusați pe bani, cu atât noi le blocăm fluxul. Cu cât te gândești la bani și cu cât te gândești la cât de puțin sunt, sau ți-e frică să cheltui, sau ți-e frică de sărăcie, sau ți-e frică că se vor termina banii, sau că nu ajung banii și tot timpul cu mintea la bani, 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 nu vă puteți imagina ce blocaje creați. Pentru că tu imediat îți închizi, intri în mental și se blochează conexiunea la univers, la acest flux care ar exista, înțelegi? Acest flux de schimb de energie în care vine, oferi, dai, primești și apar oportunități noi de acolo de unde nu te aștepți, anumite prime, anumite câștiguri, anumite ceva. Întotdeauna, să știți. Adică o spun și din proprie experiență. Universul nu e să ne pedepsească, dar noi ne deconectăm singuri de la acest flux datorită gândurilor noastre și fricilor noastre, care oscilațiile acestor gânduri și emoții sunt foarte joase. Adică și încă ceva ce vreau să clarific între oscilație și frecvență, pentru că folosim termenul de frecvență înaltă. Frecvență înaltă înseamnă oscilație joasă. Frecvență joasă înseamnă oscilație înaltă. Deci noi ideal e să avem oscilație înaltă. Cu cât oscilăm mai înalt, frecvență mai înaltă, cu atât suntem mai conectați la câmpuri superioare. La câmpuri superioare. Cu cât oscilația e mai joasă, suntem pe nivele joase, da? În câmpuri joase de frecvență. Cu cât vibrăm
mai puternic, mai înalt, mișcarea electronului e mai rapidă în jurul nucleului, se produce, e haotică, e agitație, e chestia asta. Și frecvența e joasă, vibrație înaltă, frecvență joasă. Noi vrem vibrație joasă, frecvență înaltă, în care mișcarea electronului e mai înceată, e mai în pace, e mai calmă, e mai... Înțelegeți? Ca să clarificăm și aceste noțiuni. Ana, deci măi, nu... Ce să le explici la copii? Așteptați, adică văd situații în care dați niște informații copiilor de natură spirituală și energetică, de care ei nu sunt, creierul lor frontal nu e pregătit încă să proceseze și se creează confuzie. Încercați să explicați cât mai simplu pe limbajul lor copilăresc, ca o joacă. Și nu prea multe noțiuni. Eu se pot speria pentru că nu pot înțelege. Sau pot ajunge distorsionat informația la ei. Adică când creierul ăsta frontal își termină, își finalizează circuitele cam în jur de 22 de ani, da? Deci, când copilul e 5, 7 ani, 10 ani, nu poți, adică pe limbajul lui să-i desenezi, să-i arăți chestii ușoare, simple. Cum să-și facă protecția într-o bulă de curcubeu, cum în mijlocul pământului, acolo e un cristal luminos și acolo e o sferă de curcubeu și se poate conecta acolo și își poate crea o bulă, ca într-o bulă, ca într-un balon. Adică faceți și voi frumos, așa, ca o poveste, ca o, ceva vesel, îi deseneze, îi arăți. Înțelegi că nu îi spui că sursa, că nu știu ce, sau cu Dumnezeu, sau sursa. Ce să le pomenești? Nu înțelege, da? Adică să fie clar pe limbajul lor cât mai simplu. Pentru că altfel se produce confuzie, frică și nu are capacitatea încă a creierului, capacitatea fizică a creierului de a gestiona aceste informații. Toate la timpul lor. Iar informațiile pe înțelegerea la fiecare etapă de vârstă. Cu cât mai simplu explicați, cu atât mai bine. Cu cât mai în joacă, cu cât mai colorat, cu cât vocea voastră e mai, cum să zic, pe vocea lor mai copilărească, mai blândă, mai feminină, mai curată. Asta au nevoie copiii. De atenție, să vă jucați cu ei, să desenați cu ei, să-i creați cu ei, să-i luați la plimbare, în natură, să deveniți puțin în mintea lor. Nu chestii serioase, vai, că ai luat nota rea, că nu știu ce, să-i cerți, să-i... Da, adică e necesar să deschimbată modalitatea de a privi lucrurile. Și în educația copiilor și a generației noi. Da, cam asta despre Indigo, pentru că am zis că am promis că am să fac live despre acest subiect și am făcut-o astăzi. Și cum să zic, pentru cei care încă nu care doriți să vă faceți protecții, pentru că, de exemplu, astăzi s-au întâmplat foarte multe și se întâmplă încă foarte multe fenomene, atât negative cât și pozitive, să vă face, să vă puneți și voi într-o bulă de curcubeu și să vă dau informația că în interiorul cristalului pământului există o bulă de plasmă, curcubeu, acolo unde sunt frecvențe ce aparțin sursei cristice, deci un spectru foarte mare de frecvențe cristice, de plasmă, te poți conecta să cel puțin să-ți faci protecție, da? cu aceste frecvențe curcubeu, iar când te vei hotărâ să participi la această bioregeneză,
în grupurile pe care eu le conduc, mă anunțați și fac o nouă listă. În continuare, lucrez cu cele două grupuri pe bioregeneză, care sunt procese foarte, foarte profunde. Da. Deci, seara cristalină, vă salut cu drag și pe data viitoare.